Fie că au vrut doar să admire exponatele, fie să își achiziționeze câte ceva, craiovenii s-au declarat încântați de obiectele tradiționale. Fiecare român ar trebui să aibă un astfel de obiect în casă, astfel încât moștenirea străbună să nu piară, spun ei. Nu-mi plac oasele și sunt deosebite și trebuie să păstrăm totuși tradiția și să avem lucruri de valoare în casă. Iile, chiar și prelucrarea din lemn și picturile, toate sunt frumoase. Ce să spun? Mă bucur când văd arta românului, că totul se menține cât de cât. Chiar îmi plac obiectele foarte vechi, îmi plac costumele populare, îmi plac și nu am. Din păcate, e prea puține. Peste 40 de meșteri populari și producători au adus în bănie cele mai frumoase lucrări ale lor și cele mai alese preparate. Împreună cu organizatorii au vrut să recreeze, măcar în mică parte, satul tradițional românesc. Am adus niște obiecte din ceramică pe care le facem cu motive tradiționale săsești și așa de lucru, cum spunem noi, facem niște reproduceri după bordeie din muzeele satelor. Am venit din Brașov și suntem cultivatori de trandafiri de damasc și procesatori. Producem dulceață de trandafir, producem nectar de trandafir, producem tinctură de trandafir, producem apă de trandafir, toate produsele sunt bio. Mai caută oamenii vasele tradiționale de ceramică? Da, bineînțeles, le caută și sunt mândri de ele, că vreau să mănânce în castron de pământ, cu lingură de lemn, în farfurie, uitați, am pomul vieții, cu paznicul casei, cocoșul de orezu. O ediție care vrea să aducă în zilele Craiovei ideea de tradiție, în primul rând, ideea de sat, ideea de nostalgie, ideea de regăsire, ideea de ceea ce suntem. Festivalul Național al Tradițiilor face parte din seria de manifestări dedicate zilelor Craiovei.